4 milioane de franci elvițini, sau aproximativ 70 de milioane de lei vor fi investite în reducerea bolilor netransmisibile în Republica Moldova, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Implementare, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, lansează o intervenție pilotă în 10 raioane din țară, orientată spre prevenirea a trei maladii, diabetul zaharat, boala hipertensivă și boala ischemică cardiacă. Proiectul este focusat nu numai pe pacienții care care deja suferă de aceste maladii, dar și pe populația sănătoasă, pentru a preveni îmbolnăvirile. Populația din localitățile pilot va fi instruită cum să adopte un mod sănătos de viață și să diminuieze factorii de risc.